A spus marele da la 13 ani de la divorțul dureros, iar acum face primele declarații, ne prezintă ținutele spectaculoase, ne spune unde pleacă în luna de miere, dar și când are de gând să devină mamă pentru a treia oară. Larisa Drăgulescu este chiar acum în legătură directă cu noi. Larisa, bună seara, Casă de Piatră și felicitări! Bună seara, mulțumesc mult! Te pupăm și ne bucurăm foarte mult pentru tine. A trecut foarte puțin timp de când ai spus un da așa hotărât în fața ofițerului de la Starea Civilă. Spune-mi cum a fost. A fost emoționant. Chiar dacă, sincer să fiu, nu am crezut că voi mai avea emoții. Fiind a doua oară, m-am gândit că deja am experiență, ca să zic așa, și va merge treaba altfel, mult mai ușor și fără emoții. Dar am avut emoții, mai ales în acel moment când am spus da, m-au năpătit emoțiile instant. Am văzut și imaginile cu tine, ai fost absolut superbă. Spune-mi, de ce ai ales să porți două rochii de mireasă? Pur și simplu, pentru că prima era mai puțin incomodă, ca să zic așa, nu puteam să rezist foarte mult timp în ea. Și tocmai de aceea, mai spre seara, am ales să fiu într-o ținută mult mai comodă, scurtă și mai relaxantă. Dar spre seara ați făcut așa cumva o petrecere restrânsă? Am avut o petrecere restrânsă, da, în familie. Bineînțeles că eu am o familie mare, provin dintr-o familie numeroasă, dar ne-am descurcat. A fost ok. Am ținut o mini-petrecere, ca să zic așa, la mine acasă, în curte, am stat afară. Din fericire, Dumnezeu a ținut cu mine și vremea pur și simplu s-a schimbat de la vineri. A fost o vreme foarte urâtă, iar sâmbătă am avut un noroc de o vreme splendidă, plină de soare. Poți să ne arăți și nouă ținutele sau ai cumva în zonă vreuna dintre rochițe? Să da, le vedem mai îndeaproape, că așa le-am văzut în fotografii. Stai să mut camera. Așa e perfect, ok? Da, e perfect. Vedem, vedem. Între timp poți să-mi povestești și cine a fost alături de voi la eveniment. Cine a fost alături de noi? Păi, în primul rând, nașii pe care i-am ales și părinții, familia. Aceasta a fost prima rochiță. Este superbă, ți-a stat foarte bine. Este brodată, ca să zic așa, și bătută în pietre și în cristale naturale și în perle naturale. Și simplă în partea de sus, fără mâneci, fără nimic. Ți-a stat foarte, foarte bine. Dar cine a fost mai emoționat? Tu sau soțul? El, cred că el. Apropo, hai de el, ne faci nouă cunoștință, chiar asta mai am să te rog, ia să-l vedem acum. O, bună, Bogdan, bună! Am înțeles că tu ai fost cel emoționat în toată povestea. Da, da, foarte emoționat, fiind pentru prima dată, moștenii au fost extrem de mari. Să sperăm că e prima și ultima, exact, nu mai e nevoie de data viitoare. Dar spune-mi, cum de te-ai hotărât să o ceri pe ea? Cum de-ai știut că ea este aleasă? A fost o perioadă lungă în care a fost nevoie de a lua o asemenea decizie. Și o decizie foarte corectă și foarte bună. Păi și ce anume te-a convins? Ce anume? Atenția ei, sinceritatea ei, e o femeie foarte frumoasă, foarte, o mamă foarte bună și... Nu știu. Mult mai mult. Apropo de asta, vă doriți să aveți un copil împreună? Da, da, da. Ne explodă de această variantă. Lasă-l și pe el să răspundă. Da, sunt sigură că și el își dorește tare mult să devină tătic. Nu știu care emoții, știi ce spune. Mai ai încredere, sunt emoții dintre astea productive, se vede că te iubește foarte mult și se vede într-adevăr că a fost ferm hotărât că tu ești aleasă. Nu l-ai auzit cum vorbește despre tine? Ce declarație frumoasă ți-a făcut. Da. Dar mi se pare mie, cine e cocoșul acolo în casă? Că vreau să știu neapărat. Mi se pare mie că tu ești cea care ia deciziile așa principale. Am dreptate sau nu?
Da, eu sunt, sunt mai mare decât el și trebuie să mă asculte. Întreabă, vreau să aud și dacă el este de, de aceeași părere. Spune, Bogdan, e bine să, să conducă femeia în casă? Da, de regulă, femeie. Da, oarecum. Este bine. Trebuie să... Eu i-am spus, când ne contrazic, eu trebuie să spună, da, draga mea, așa este, ca tine. Aici mi se pare corect, aici țin cu Larisa, na, știu că trebuie să, să fiu obiectivă, dar așa este. Nu trebuie niciodată să o contrazici dacă vrei să ai zile bune. Larisa! Dacă vrea să ai bunivită, da. Larisa, dar spune-mi numele de familie, ți l-ai schimbat? Nu, nu eu. El și-a schimbat numele de familie. Serios? Adică îl cheamă și pe el Drăgulescu? Da, acum îl cheamă Drăgulescu Bogdan Marian. Vorbiți serios? Cum, da. L-ai, păi cum l-ai convins? Nu, e clar, e clar aici că tu iei absolut toate deciziile. Bun, deci sunteți familia Drăgulescu acum. Copiii cum, copiii cum au reacționat? Copiii sunt foarte fericiți. Mai ales fetița aia s-a bucurat cel mai mult, cel puțin ea să-l zia și a manifestat bucuria. Ea tristează mult și ne-a făcut tot felul de picuri cu familia Drăgulescu, a zis că vrea să ne facem canal de YouTube cu familia Drăgulescu. Și așa l-am convins și pe el. I-am spus că eu vin deja cu doi copii, ne numim Drăgulescu și dacă își dorește să facem parte din, să fim familia lui, ar trebui să se numească la fel ca pe noi. Și cam asta a fost. Până la urmă a fost de acord cu mine. Până la urmă, până la urmă, deci au fost ceva discuții. Spune-mi, tatăl copiilor tăi, Marian Drăgulescu, te-a sunat să te felicite? Nu m-a sunat să mă felicite, dar am vorbit cu el o săptămână în urmă și știa despre eveniment. M-a felicitat de atunci. Vorbim destul de constant. Aveți o relație bună acum de dragul copiilor, înțeleg. Da, da, avem o relație bună, atât cât ar trebui. Nu mai mult, că nu se știe, nu. E bine, e bine că vă înțelegeți de dragul copiilor. Dar da, spune-mi, planificați să plecați cumva și într-o lună de miere, acum dacă tot ați făcut acest pas? Da, eu îmi doresc să văd Italia, însă din cauza pandemiei va trebui să mai aștept puțin. Și imediat cum va trece pandemia și se va da drumul la aceste restricții, vom pleca în Italia. Dar aveți de gând să faceți să văd și... locul de unde provine legenda lui Romeo și Julieta. Mergi la Verona, direct. Bun. La Verona, un loc exact. Foarte frumos. Aveți de gând să faceți și cununia religioasă curând? Eu îmi doresc să facem cununia religioasă, să fim doar noi doi, să primim binecuvântarea Domnului doar atunci când suntem noi doi. Consider că aceasta a fost nunta, tocmai de aceea am ales să mă îmbrac într-o rochie albă, pentru că nu mai doresc altă ceremonie. Mi-am dorit să fac ceremonia aceasta în familie, la mine acasă. Am realizat-o și mai departe la biserică vom merge doar noi doi. Dar trebuie să aflăm și noi, trebuie să ne promiți că să ne trimiți și nouă imagini. Larisa, eu îți mulțumesc tare, tare mult. Încă o dată, o felicitări și casă de piatră și de ce nu mulțumesc să veniți și cu anunțul unui bebeluș în curând. Mulțumesc tare mult!